Lupta anticorupție este obiectivul de bază în formarea și dezvoltarea unei societăți sănătoase și puternice. Astfel au fost încheiate 6 acorduri de parteneriat în eficientizarea activităților anticorupție în sectorul public, cu mai multe localități beneficiare ale proiectului. Transparența și responsabilitatea autorităților publice prin activități comune ale mass media și ONG-urilor locale și regionale. Printre ele se numără orașele Telănești, Criuleni, Călăraș, Timișlia, municipiul Bălți și Rezina. Prioritatea proiectului constă în eficientizarea luptei împotriva corupției în sectorul public prin elaborarea și implementarea 6 planuri de prevenire a corupției la nivel local în 6 unități teritoriale administrative din Republica Moldova. Proiectul este implementat în perioada 2015-2016 și este implementat în 6 localități, unități administrative teritoriale din Republica Moldova. Este vorba de Rezina, unde ne aflăm acum, este vorba despre municipiul Bălți, este orașul Cimișlia, este raionul Criuleni, raionul Telenești și raionul Călăraș. Deci nu ne dorim în aceste localități, fie la nivel local, dacă e vorba despre oraș, fie la nivel raional, dacă e vorba de raion, să elaborăm și să implementăm 6 strategii anticorupție locale, care vor fi elaborate în viitorul apropiat și echipele formate de către ONG-uri și mass media locale vor avea ca sarcină să monitorizeze timp de o an de zile implementarea acestor strategii și să implementeze anumite activități care ar aduce la prevenirea corupției la nivel local. Aceste 6 echipe de ONG-uri mass media vor primi câte un grant financiar în valoare de 6.000 de euro și în fiecare localitate ei vor avea sarcina să implementeze activități anticorupție și să monitorizeze implementarea acestui plan local anticorupție. Noi am întâlnit și vedem o deschidere din partea autorităților publice față de acest proiect, în general și față de instruirile noastre în particular. Autoritățile publice de obicei sunt foarte deschise, ei doresc și înțeleg importanța acestor activități pe care le implementăm noi. Toți își dau seama și realizează cât de importantă este implementarea activităților de prevenire a corupției, activităților anticorupției și peste tot unde am mers am văzut că autoritățile publice locale înțeleg cât este de important ca flagelul corupției să fie combătut pentru o dezvoltare continuare a localităților lor și a țării în general. Este un proiect din punctul meu de vedere util, pentru că cred că este pentru prima dată când jurnaliștii, funcționarii publici și ONG-știi sunt invitați să stea la aceeași masă și să vorbească despre problemele comune pe care le au. Problemele comune sunt cele cunoscute de noi toți. În primul rând este vorba de corupție și de lipsa accesului la informații. Iar acest proiect vine tocmai să demonteze această schemă sovietică pe care am moștenit-o, să convingă autoritățile publice locale, în primul rând, că o colaborare cu jurnaliștii și cu ONG-știi în beneficiul societății este una care este în standardele Uniunii Europene, așa s-au creat societățile care astăzi sunt civilizate și prin asemenea proiecte noi pur și simplu încercăm să aducem această practică, să o implementăm în Republica Moldova și în paralel să diminuăm proporțiile corupției, să instruim într-un fel funcționarii publici și jurnaliștii cum să identifice subiectele sensibile la corupție și cum să curme acest flagel care ne macină societatea. Eu cred că un impact va exista, indiferent cât de mare va fi, pentru că în momentul ăsta evident că nu ne putem da seama, dar un impact cu siguranță se va vedea, pentru că eu văd care este reacția oamenilor care participă la aceste discuții. De exemplu, vedem că sunt oameni destul de activi care încearcă să înțeleagă unde au greșit și
încearcă această formă de îmbunătățire a lucrurilor, de înțelegere a mesajului că toate cele trei tabere, funcționarii, ONG-știi și jurnaliștii, sunt în serviciul cetățeanului. Și lucrul ăsta deja este, dacă există o înțelegere, ajungem la o concluzie că există o înțelegere la nivelul raioanelor prin care am fost, că fenomenul ăsta este unul benefic, atunci deja este un succes. Experiența unor asemenea practici este binevenită, susțin participanții proiectului. Acest eveniment care se desfășoară în parteneriat cu Primăria orașului Rezina sunt binevenite. Este deja al treilea eveniment. Se are în vedere un proiect ce ține de diminuarea corupției. El se numește Atac la Rezina, acest proiect, ceea ce ar însemna anticorupție, transparență, atitudine față de calitatea actului de guvernare. Și acest proiect, după noi, poziționează și autoritățile publice la un nivel mai înalt de prestarea serviciului și de consolidarea calității actului de guvernare, dar totodată urmărim ca cetățenii să fie mai proactivi, pentru că conform legii din 2008, ce ține de transparența decizională, ei au dreptul de a participa la ședințele consiliilor locale, mai ales cu ajutorul mass mediei, care facilitează acest proces. Și eu cred că este un început bun, pentru că deja noi simțim deschiderea autorităților publice din primărie, mă refer la primărie, la funcționarii publici, față de informația de interes public. Deja cu succes monitorizăm și achizițiile publice, oare scopul fundamental al achizițiilor publice este de a îmbunătăți infrastructura într-o localitate, confort, de a asigura confort cetățenilor și a spori calitatea vieții. Oare asta este destinația fundamentală a banului public și cum ei sunt cheltuiți, are dreptul să afle orice cetățean simplu al localității respective, pentru că toți ei sunt contribuabili și prin aportul, efortul lor, deci plătind impozite, taxe, dar și prin votul, într-un exercițiu al democrației reprezentative și participative, ei deleagă acest drept și ei sunt suveranul puterii și, în concluzie, ei sunt arbitrul principal de a controla calitatea actului de guvernare, care trebuie să fie în permanență focusată pe nevoile cetățeanului. Scopul acestui proiect este prevenirea corupției în mediul autorităților publice, instruirea funcționarilor și demnitarilor publici și de a respecta legislația în așa fel ca să fie exclus orice caz de corupție, de conflict de interese în care să fie implicați angajații autorităților publici, funcționari, demnitari de toate rangurile. Dacă lumea va înțelege și vom implementa aceste cunoștințe în practică, noi am ajunge ca în Rezina fiecare leu din haznaua publică să fie folosit eficient în interesul cetățenilor a orașului și nu în interesul cuiva aparte. Eu cred că în urma acestui proiect în societatea noastră la Rezina impactul va fi unul pozitiv. Pentru că până acum, din cât știu, n-a mai fost așa ceva, adică autoritățile publice locale erau închise față de mass media, tot ce se făcea cetățeanul nu știa, nu știu, dar din informația pe care o dețin, nu s-au făcut nici dezbateri publice, nici audieri publice, adică
era foarte greu să obții o informație veridică. Și cred că acest impact va fi unul pozitiv și va da rezultate bune. Dar este și de datoria noastră a societății civile să ne implicăm cât mai mult, să fim mai activi ca aceasta să dea rezultate. Proiectul Transparența și responsabilitatea autorităților publice prin activități comune ale mass media și ONG-urilor locale și regionale este pus în practică de Centrul Contact în 6 unități teritoriale administrative din Republica Moldova, totul cu suportul financiar al Uniunii Europene. În cadrul seminarelor au fost examinate temele implementarea și monitorizarea politicilor de prevenire a corupției la nivel local în parteneriat cu ONG-uri și mass media și planul anticorupție și părțile componente, jurnalismul și mass media în monitorizarea planurilor anticorupție. Acțiunea vine să consolideze rolul societății civile și mass media în monitorizarea și prevenirea corupției la nivel local în Republica Moldova prin formarea platformelor comune ale ONG-urilor, instituțiilor media și autorităților locale de a dezvolta și promova inițiative participative.